Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ministrii guvernului Ponta 4 au depus jurământul în fața președintelui Traian Băsescu. Vâlcov a fost al doilea ministru după Liviu Dragnea, care, cu mâna pe Biblie, a jurat pentru țară. Printre proiectele noului ministru al finanțelor se află inițierea unei dezbateri pentru adoptarea codului fiscal, măsuri de relaxare fiscală care să aducă bani mai mulți la buget, discutarea nivelului accizelor pe fiecare produs în parte, înființarea unei bănci de dezvoltare și lărgirea programelor Prima Casă și Prima Mașină, o lege privind taxarea resurselor minerale și toleranță zero față de evaziunea fiscală. Predictibilitatea fiscală și sprijinul pentru economie reprezintă prioritățile perioadei următoare, la fel infrastructura, agricultura și absorbția fondurilor europene. Îmi doresc un 2015 fără niciun fel de creșteri de taxe și impozite, dar și cu măsuri de sprijin pentru economie, a scris pe pagina de Facebook ministrul finanțelor Darius Vâlcov. Vâlcov a promis că va deschide în 2015 discuțiile despre mărirea salariilor funcționarilor din primării și despre stabilirea unui plafon minim de finanțare a autorităților locale pentru a-și asigura cheltuielile de funcționare. Și scăderea TVA-ului cu 4% este o măsură pe care ministrul finanțelor vrea să o implementeze în 2015. După ceremonia de învestire, Vâlcov a fost prezent în Parlament la dezbaterea din comisii a bugetului pe 2015, pe care l-a făcut împreună cu echipa sa când a fost ministrul bugetului.